Why am I doing this? About 6 years ago, a friend of mine approached me and told me, "Hey, have you ever heard of this game? This cool YouTuber that we watch plays it." I watched that guy play it afterwards and I loved the game, and how fun that person made it to feel like. 2 years later, I got my first Xbox, and I was really happy to finally actually play the game. The game was actually really fun, and I started grinding the game. 1 hour turned into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 7, into 5, 8, 1, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11. The community started to be really toxic and overall the game wasn't really that fun to play anymore. Fast forward about 2 years, I moved into a new city, bought a PC, started playing a lot of other games and I started a YouTube channel. Now, although I promised not to ever set foot in this game when I got mad for the final time, one day a friend of mine, which you may already know... F1, time out. Ah, but they have died. Man, please, time out. F1! Time out? Yes? Time out, F1! F1! Asked me if I wanna play, and proceeded to share his screen when I said no. I was really surprised to see how little amount of new characters they added in the course of 2 years. Another day, I found myself alone Survive the Killer on Roblox. Why? Very good question. So I proceeded to loop the killer one time for the entire game cycle, that very quickly reminded me of the game that shall not be named yet. So a thing a friend told me crossed my mind. Yo, you should make a video out of the game. I don't know why, but I feel my animalic instinct just tells me to punch my monitor when I hear this title screen. I want to also add that if it wasn't for the YouTube video, I would not be here. What the fuck is this menu screen? Okay, already I like that they brought back the summer event, but why the fuck do I not have my characters? This is really stupid, but I guess it's on Microsoft, not on them. Still, it doesn't make any sense, like I transitioned from their console to their app, it's not like I came from console to Steam. Anyway, ignoring that, everything seems kind of normal, other than the menu and the fact that I have 5 survivors. Stai să-mi iau și niște parcuri. Băga, ce e asta? Temple au prelucrat harta, mamă cum arată, what? Eu sunt fix lângă un generator. Asta e harta lui The Plague. Bogdan! Uri! Stai, poate vine după mine. Tu ești obsesie. Bă, da, ce ciudat e pe calculator. E mult mai bine. Ai revenit. Nice. Oh, măcar este baba, care de fapt e... nu e baba, dar în fine, înțeles să știi de ea. Și asta cum era aici? Era gen... generatoare și mai erau intrare. Hei, ciucare era. Om?
Cum se numea următoarea intrare? Hedge-ul? Da, mai pot să mai scap și prin hedge, dar trebuie să fiu ultimul. Mă bucă să repară un generator. Good skill check. Wow. Ce se întâmplă? Great skill check, oh my god. Man, what the fuck is happening, man? Nu o să întreb ce s-a întâmplat acolo, dar nu o să-mi ajungă medicul să-mi dau kill, dar în fine. Da, așa mă, o să-i fix în fața lui. Deschide dacă crezi. Suntem toți aici, suntem toți aici. Gata. Pisa pe Golden King ăla. Hai mă. Gata. Nu. Adică mai e un pixel de deschis, dar nu deschide. Gata, am deschis. Deci am să nu deschis ca să nu înceapă porcăria asta. Hai mă să ieșim, lasă-i pe ea. Las-o mă că vreau să salvez și pe asta, că mai are o țară și e salvată. Bine, eu rămân aici. Gata. Și acum farmezi un hit pentru ele și gata. S-a sfârșit și jocul ăsta. Hai. Gata. Nice. Oh my god, match result XP. Oh my god. Că și pe aia aproape o luam acolo. Da, bătemul meu e în mijlocul câmpiei. Îmi plac copiii ăștia, că cred că sunt insane la joc. Dar eu am 1000 de ore, adică n-au ce să-mi facă. Nice. Bine, s-ar putea să scape de oricum idei destul de dragi, plus că am mai arâncat și doi. Nice. Mai duc eu cu aer în gras cu ăsta 2, unde vrea sublețelul meu. Oh my god, Heshu. Noapte una. Nice. Ce face copilul ăsta? Ah, nice. Nu o să întreb ce încearcă copilul ăsta să facă. Basement avem? E bine că n-avem. Da, copilul ăsta cred că deja se dă după tot. Mai e altcineva. Mamă, bă, dar tu ai scurtă. Hunter Seek Killer-ul meu preferat. Este zbura sau cum se numea după aia? Eu știu cine mai e. Da, nu știu unde e. Oh my god, sunt pașa! What? Oh my god, sunt pașa!
activez, ca asta mă țin o să le vorba. Mă ștram. Nice. Bun. Oh my god, serio, am făcut. Oh my god. O de aia trebuie să știu cum că sunt la aia. Așa-i. Trebuie să facă o barba de aia de aia pe un joc de copii. În fine, nu prea e de copii, dar înțeles să știa. Ok, lasă-l pe Bill că mâine acasă. Un păhege. Mă auzi ceva? A, se aude generator, what the fuck? Ce sunete scoate generatorul ăsta? A, scopa, nice. Good enough. Se auze generator. Fac generatorul ăsta, nu-i un sunet ciudat și un... Și voia asta să facă. Asta e o țară diferită față de cum nu amintam. Bă, am distrus țara toate, mă.
Hmm? Stai că nu aud. Las pe unul și să audem unul și să te prate. Okay, well, now I have already in a few days 46 hours in the game. What the fuck is wrong with me? No, seriously now, I did manage to find some enjoyment in the game. Mostly because now that I have a PC, I can actually play with my brother. Anyway, I have a lot more clips. If you want another video, just like this video so I can see that you actually enjoyed it. I spent a bit making this video, so you can also consider subscribing if you haven't already. Anyway, thanks for watching, see you next time.